Am revenit în puii mei și mai înfrigurat ca prima oară. Vă pup pe toți, am o super veste pentru Vaimin. Hello, este vorba de Oana Zăvoranu. Te pupată. Auzi, ai promis că mi-l dai și mie o dată pe puii mei să-mi facă masaj în puii mei, Vaimin. Hello, ascultați aici, nebuna de Zăvoranu s-a hotărât să se cloneze în puii mei la o clinică din străinătate. Și acum, dacă asta nu era tot, auziți aici declarație de la Oana Zăvoranu. Sunt în faza incipientă de cercetări, adică nu așa, sunt în faza incipientă de cercetări, nu am ajuns încă la completarea de documente. Cred că procedura costă minimum jumătate de milion de euro în puii mei, însă nu există nicio limită a banilor atunci când vine vorba de ceea ce îmi doresc eu. Fată, exact așa gândesc în puii mei, dar dacă tot te clonezi pe tine, clonează-l și pe în puii mei. Dacă tot îl clonezi, clonează-l cu altă orientare. Dacă mă înțelegi că ultima dată era să mă bată rău de tot în puii mei. Stimați-le, stai tot că tot vorbeam de clinici, de clonări, de la-la-la, de lululu în puii mei. Avem un reportaj absolut senzațional despre gripa porcină. Dăm legătura la un spital din sectorul 5. Hello, materialul, haideți în puii mei. Unul din 50 de bulgare are virusul H1N1 în sânge. Școlile s-au închis în toată țara. Spitalele nu mai fac față internărilor. Guvernul bulgar cere disperat vaccinuri la Bruxelles. Și pe noi ne-au apucat excursiile. 160 de studenți de la Facultatea de Geografie din cadrul Universității București au plecat azi dimineață din București în mijlocul focarului de gripă nouă. Ăștia sunt tineri, sunt puternici. O să le curgă nasul dacă o să se îmbolnăvească. Atât. Nu mai pot! Nu mai pot, nu mai pot. Deșteptule ce ești. Nu spuneai tu, mă, că ce mare șmecherie. Curge puțin nasul și gata. Vreau să mor. Da, da. Stai liniștit că se rezolvă. Adică cumva ai norocul să fie AH1N1. Ești ca și rezolvat pe cuvântul meu de onoare. Oricum să știi că ai să fii primul din țară. Primul din țară care moare de gripa asta porcină. Îți dai seama ce o să fie publicitate, chestii, interviuri post-mortem. O să fie o nebunie, domne, o nebunie. Cine dracu te-a pus, mă, să pleci în Bulgaria, mă? Cine? 100 de euro, 5 stele, 4 nopți, all inclusiv. All inclusiv? Da. Să mor tu? Stai, mă, nu acum, mă, nu acum. Dă și mie numărul de telefon, mă, că poate cine știe, mai târziu mă duc și eu. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Aici este celebrul caz de gripă porcină? Exact, iar eu sunt celebra doctoriță care se ocupă de celebrul caz de gripă porcină. Extraordinar! Și care sunt simptomele? Păi, simptomele care să fie? Așa, ce să vă spun, în mare... Ce îl doare pe pacient? Imediat, ia zi-mă, ce te doare? Păseaua! Extraordinar! Deci gripa porcină a început să afecteze dantura. Cum să afecteze, domne, dantura, domne? Asta e o tâmpenie, domne, l-a tras curentul, domne. Extraordinar, deci dacă ne trage curentul, putem face gripă porcină. Doar dacă stați în ușa cotețului porcului. Hai, domne, terminați cu prostiile astea, domne. Doar dacă ai febră de peste 38 de grade Celsius, ești obosit, îți lipsește pofta de mâncare, tușește, doare în gât, atunci sigur că ești în pericol, cu siguranță. Iar dacă cumva ai diaree și te duci să dai la pește, ai pus-o de o călătorie pe lumea ailaltă, dar nu mai dusă, știți? Mai termină data! Deci gripa porcină, doamnă doctor, este o boală extrem de gravă, deghizată într-o boală cu simptome extrem de ușoare. Mă rog. Doamnă doctore. M-a nenorocit porcul. Da, da, așa ziceți toate. Așa ziceți toate și după aia veniți la mine cu burta la gură. Să vă scoatem godacul. Mai, de la vârsta ma tale de protejat n-ai auzit? Păi ce să mă protejez, maica? Am și eu un purceluș de 100 de kilograme pe care am vrut să-l tai acum de Crăciun și m-am îmbolnăvit cu porcina aia. M-a umplut de porcine. Taci, mai din gură, măi! Pe cuvântul meu, dacă nu mă năucești, măi, ai febră? Am avut, da, mi-am pus niște prâșnițe și m-a lăsat. Extraordinar, doamna doctor, deci leacurile Băbești funcționează împotriva gripei porcine. Mamaie, tușești? Băi, am tușit, că am mai ceva ca măgarul satului, da? Mi-am făcut niște ceai de ceapă și-mi trecu, mamă. Extraordinar, doamna doctor, deci ceapa poate funcționa ca remediu împotriva gripei porcine? Doar dacă ești credul și de la țară, domne. Mamaie, ai poftă de mâncare? Mamaie, poftă de mâncare. Aveți ceva de mâncare să-mi dați pe aici? Băi, mamaie, nu umbla pe aici, măi, mamaie, termină cu prostiile astea. Da, spuneți-mi rog frumos. Asta, check-in-ul, dacă fac acum la spital, îmi dați și ceva de mâncare la prânz? La spital nu se face check-in, mamaie. Nu se face check-in. Dar nu este breakfast măi, inclus? Măi, mamaie, eu nu te internez pe matale în spital pentru că n-ai nicio gripă porcină. Ba, mamă, mi-a zis mie două viete, dar taci, mai din gură!
că mă, uite, și pot picioarele aici, trage ciură pe ei. Deci, ce se întâmplă? Mi-a zis veterinarul că are porc cu gripă porcină, că mi l-a luat în coteț. Care porc, mamă, e? Porcul care am vrut să-l tai, mamă, de Crăciun. Extraordinar dacă această femeie simplă deține antidotul. Deci, domnule dragă, nu are cum să deține antidotul. Și, mă rog, dacă deține antidotul, atunci poate să plece acasă. Gata. Nu, eu, mamă, eu nu plec acasă. Mă, pupă-mă, să iau gripă porcină. De ce vrei neapărat să te infestezi cu gripă porcină? Pentru ca să fiu eu prima din sat care să aibă această gripă, care și gripa demnitatea ei, să vină la mine prima, da? Să mă laud și eu în sat cu... să moară toate pațachinile care copiii în Italia se laudă vara cu mașină. Eu să mă laud cu gripa porțină, mamă. Măi, măi, femeie, du-te, măi, acasă. Aoleu, am febră, mamaie, am febră. Mamaie, n-ai nicio febră. Am, mamă, febră musculară, că am venit de la metrou, că e greva metrou Rexului. Am venit pe jos, am febră musculară. Febră tifoidă, mamă, toate febră. Măi, mamaie, termin. Domnul Vanghelie, salvatorul națiunii de la... Aici eu sunt în altă calitate, rustă calitatea mea de primar de care sunt și de calitatea mea de să mă pacient bolnav. Vreau să spun că sunt o situație foarte critică, doamna doctora, că îmi permite să stau puțin. Luați loc. Deci, doamna doctor, spuneți. Pe persoană fizică, cred că am gripă porcină. Ce vă face să credeți că aveți gripă porcină? De ce vă face să credeți că am gripă porcină? Doamna doctor, eu de foarte mult timp am această tuse. Asta este un tic. Este un tic, doamna, dar să zic că m-am întrebat de unde e acest tic, de unde e problemele care eu copilul așa, nu aveam la ce așa. Și m-am gândit că această tuse nu poate fi decât o chestie care să fie foarte clară de la gripa porcină. Și așa m-am gândit că am această gripă porcină cu atât mai mult cu cât zilele trecute. Așa. Zilele trecute. Nevastă mea, într-o dimineață, mi-a spus, toată noaptea n-am putut să închid un copil, pentru că un ochi de ai horcăit ca un porc. Deci am horcăit toată noaptea ca porc, după ce că această tuse și... În afară de toate aceste lucruri, vreau să vă spun că zilele trecute, uitați că tu știi acum, zilele trecute la partid, am avut o ședință și domnul Iliescu s-a uitat așa la mine și mi-a spus, auzi, băi, porcule, deci e de foarte clar, am găceată trei indicii care e clar că am gripat. Da, da, da. Vă doare? Nu mă doare. Tâmplele dor? Tâmplele nu doare. Spuneți 33. 30 și 3. Legat. Legat. Spuneți legat 33. A, 33. Coatele dor? Coatele nu doare. Gleznele? Gleznele nu doare. Deci, vreau să vă întreb ceva foarte serios, da, domnule Vanghelie. Da. Avem probleme foarte mari în spitalul ăsta. Da. Eu vă întreb ceva serios și vreau să-mi răspundeți sincer. Domnule, vă doare ceva? Mă doare sufletul de oameni de sectorul 5, doamnă. Hai, domnule, terminați cu prostiile astea, domnule, că n-avem timp de așa ceva, domnule. Dar nu se poate așa ceva, domnule. Dar vine la spital să stai aici, să ocup paturile. Pe mine mă puneți-i caratine, că sunt primarul la acest lucru. Stai, domnule, acolo și lasă-mă, doamne, asta mă face, domnule. Dar chiar nu aveți pic de rezerva să te face. M-am pus în caratine și cu asta... Dar totuși, ce este cu această pandemie de cazuri? Nu e, domnule, nicio pandemie, domnule. Asta să fie clar pentru toată rinda, că stai acolo, că mică te mușc. Așa, băiatul meu, așează-te, nu te intimida. Deci, am aflat că aici e unul care e bolnav de gripă porcină. Tu ești, mă, urâtule? Nu, eu sunt reporter. Am înțeles. Tu ești? Cuculeț? Fii atent. Cine te-a pus, mă, să împarți gripă romană? Ia zi. Incredibilă întâmplare. Deci iată că și Nikita este bolnavă de gripă porcină. Păi suntem oameni, copilul meu, cum să nu? Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat ce? Cum m-am îmbolnăvit? Nu, adică de unde îl cunoașteți pe acest individ? Păi dar nu-l cunosc, că dacă îl cunoștea nu o să mai îmbolnăvea Nikita, băiatul meu. Bine, că Nikita o prea rău din fașă. Atunci cum ați fost infestată? Păi, domnul meu, stătea la mine acasă și pregătisem trei purcișori așa rumeni ca să mă pregătesc de lăsata secului, că e postul copiii mei și trebuie să ții postul ca să fie vlavios. Și cum stăteam așa, ăla al treilea purcișor care era mai rumenit, am dat să-l tai și când să-l tai, m-a scuipat în ochi. Și atunci am simțit așa o grohaială cum se cuprinde mine și cum mă cuprinde așa și am început să strănu și să grohăi. Și așa în continuu, de trei zile. Am înțeles. Și acum, doamna doctor, extraordinar, deci iată un al treilea caz în numai câteva minute. Ce ar trebui să facă doamna Nikita? Doamne, mie mi-este greu să cred că dânsa suferă de gripă porcină. Dar ce, doamna? Problema este următoarea, că noi în spital nu mai avem... Alo, vă rog este foarte mult! Este proba de urină aia! Lăsați asta aici, doamne, nu se poate așa ceva. E lipsă de respect față de acest spital.
Deci tocmai vă spuneam că nu mai avem paturi în spital, deci nu puteți să rămâneți în spital. Păi dă-te-ți până, fata mea, că a început postul! Dă-te-ți pe cum? Pentru Nichita n-aveți pat? Păi Nichita vrea se pareu ca Andreea Marin. Asta e și fata mea, că vă că te uiți așa cu ochii ăștia la mine. Ia vezi acum. Vă rog frumos să încetați cu lucrurile astea. Deci, doamna Nichita, o să rezolvăm, o să aveți o rezervă, numai dumneavoastră singură, dar până rezolvăm cu rezerva, am să vă rog să luați loc aici într-un pat undeva, să putem să pregătim rezerva, da? Perfect, vă rog foarte mult. Dai mă cu culoare!